Bine ați venit în orașul Ovidiu, satul Poiana. Mulțumesc, domnul senator, că sunteți lângă noi, ca de fiecare dată. Aceasta e realitatea. Și trebuie să spun că a fost un real sprijin pentru acest proiect și nu numai pentru acest proiect la modul deschis, o implicare personală. Domnul prefect, vă mulțumim că sunteți astăzi lângă noi. Din partea distrigați, domnul Dragomir, mulțumim pentru tot sprijinul, ați fost aici cu echipa. Domnul primar Cosa este lângă noi și mă bucur că este astăzi lângă noi, pentru că vestea este următoarea. Dacă astăzi în satul Poiana racordăm primul sat din Dobrogea la rețeaua de gaze naturale, dânsul în anul 2001 a racordat primul oraș după Constanța. Și cred că nu greșesc, cred că așa este. Și cu. Și în aceeași echipă, în aceeași formulă. Cu atât mai important. Cu atât mai important. Spunea domnul senator mai devreme un lucru important pentru noi. Credem și sperăm și sigur așa va fi. Cred că în maxim 2-3 ani de zile putem vorbi de primul sat european. Și o să insist puțin pe subiectul acesta, deși par vorbe mari, dar să știți că așa este. De ce spun asta? În primul rând, că avem toate utilitățile începând de astăzi și gaze naturale. Singurul proiect care ar putea să lipsească la prima strigare, am putea vorbi de rețeaua de canalizare. În primăvară începe canalizarea și cel mai probabil că până la anul în toamnă se finalizează lucrarea. Din toate discuțiile pe care le-am avut cu domnul Felix Stroie, sunt pregătiți ca în primăvară să înceapă lucrarea în Poiana. Primii branșați pentru rețeaua de gaze naturale din sat, astăzi centru cultural, pentru că aici învață momentan copiii, și în aproximativ 2 săptămâni, nu mai târziu de Crăciun, vom branșa și școala și grădinița nouă. Nu mutăm încă copiii, cel mai probabil ne mutăm de la anul din toamnă, dar pentru că lucrarea s-a făcut până acum 1 săptămână și totul este proaspăt acolo, în iarna asta e nevoie de căldură și în acea clădire. A fost, pot să spun că a fost o investiție realizată pe bugete multianuale. Noi am estimat că vom finaliza în 3 ani de zile, am terminat în 4, fără a căuta vinovați, pentru că a fost o muncă intensă de primăvara până toamna târziu. Este vorba de o rețea de aproape 17 km. Mai exact, pornește investiția din orașul Ovidiu, de la stația SRM 4, de-a lungul drumului comunal 88 până la intrare în sat sunt 5.090 de metri, a fost o primă etapă a proiectului, chiar în anul 2014-2015, iar în etapa a doua am intrat în sat pe toate străzile, pe absolut toate străzile, o rețea de aproximativ 12.000 de metri liniari, așa cum spuneam, pe toate străzile din interior, total aproape 17 km. Valoarea totală a investiției, dacă inițial estimam o investiție de aproape 3,3 milioane lei, ne închidem în final doar pe 1,8 milioane lei și dau și o explicație de ce. Partea investiției realizată de către Congaz în colaborare cu Primăria Ovidiu. Primăria Ovidiu a susținut cu suma de 950.000 de lei, iar Congazul cu 860.000 de lei. Total la 1.810.000 lei suma exactă. De ce această reducere de buget? În primul rând că am lucrat cu regia locală, am lucrat cu oamenii noștri, tot ceea ce înseamnă manoperă, tot ce înseamnă partea de săpături mecanice sau manuale, cumpăratul de nisip necesar pentru a fi pus sub conductă și practic Congazul a venit cu conducta. Astăzi, de Sfântul Nicolae, tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și așa mai departe, la mulți ani tuturor și le doresc din tot sufletul să aibă parte de sănătate, că sănătatea e mai bună decât toate. Vă salut cu respect, domnul primar. La mulți ani și dumneavoastră. Și mulțumesc la fel. Sigur, am venit acum câțiva ani și am stat de vorbă cu un primar despre alimentarea cu gaz a acestui sat. Nimeni nu credea acest lucru, chiar unul dintre
cei cu care am vorbit azi, ne luau de râdere că nu se poate și a fost o ambiție să alimentăm primul sat. Este într-adevăr primul sat alimentat din partea de nord al județului. M-am zbătut pentru treaba asta împreună cu instituțiile respective și vreau aici să subliniez aportul deosebit și implicarea instituției Transgaz, Romgaz, Distrigaz, care au ajutat. Nimeni nu credea, uite că astăzi avem ocazia să apăsăm pe buton și să alimentăm primul obiectiv din acest sat. Sigur, împreună cu domnul primar ne-am pus în cap, ne-am ambiționat amândoi, pentru că știți, dumneavoastră, vorba românească, omul sfințește locul. Și astăzi aveți aici, lângă dumneavoastră, doi primari care au sfințit locul. E vorba de Osta și de Cupra, da? Să facem din acest sat un sat, poate primul din Dobrogea, de ce nu să începem cu Poiana și cu altele, primul sat european. Un sat european înseamnă un sat care are toate utilitățile, toate serviciile de interes general, așa cum amintea domnul primar. Amintea de școală, grădiniță modernă, amintea de canalizare, apă, gaz, șosele. Politică, dacă vrei să faci, trebuie să faci în binele cetățeanului. Asta este deviza după care mă ghidez eu și sper că până la sfârșitul vieții să fac această politică. Eu încă o dată îi mulțumesc domnului primar, îl felicit și doresc din tot sufletul să aibă parte și să facă cât mai multe lucruri bune pentru Ovidiu. O să aveți niște surprize în perioada următoare, inclusiv din partea mea, dar sunt surprize. Știți foarte bine că ne zbatem extraordinar de mult pentru sănătate, pentru educație. Pe aceste două domenii o să aveți, Constanține, o să aibă niște surprize plăcute. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor numai bine. La mulți ani! Mulțumim! Haideți să arătăm că avem gaz deja în centrală. Unde e domnul? Băi, aveți băiură! Cum? Băi, băieți! Uite, a venit Moindroaie, n-a venit cu mâna goală. A venit cu cadouri, da? Ia să vedeți. Ia Maria. Băi, cine n-a fost cu minte? A fost cu minte? Bianca, ia Bianca. Te rog frumos. Cine a venit? Moș Nicolae? Da. Și eu sunt Moș Nicolae. Uite, a venit cu Darul, multe. Se vrei mare. Voi știți ce mă prima în loc. Căldura aveți? Da, da. Aia e cel mai important, căldura. Și cadouă la și căldura.